un fost sportiv de performanță a fost ucis pe o stradă din Bacău. O singură lovitură de pumn i-a fost fatală. El încerca să explice unui șofer că circulă pe contrasens. După ce l-a lăsat lat, criminalul a fugit de la locul faptei. Vă avertizez că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Tragedia a avut loc puțin după ora 19. Mihăiță Niculescu a fost campion național la box în anii 80, ieșise în oraș împreună cu un prieten. Simulau mișcări de box aici. Băi, nu mai îmi dai tare ca acum 3 ani, îmi dai mai ușor. Și probabil că ăla l-a dezechilibrat un pic și a venit peste mașina aia care era moloz. Contrasens. Strada pe care a avut loc totul este cu sens unic. Cei doi bărbați se aflau cu spatele la mașina pe care nu se așteptau să o vadă, pentru că șoferul venise din direcția opusă pe interzis. Practic, în momentul în care victima a atins cu cotul oglinda mașinii, a izbucnit întregul scandal. Și au început cearta, că uite, mi-ai rupt asta, dar tu ce cauți pe contrasens, chestii de genul ăsta. Și tot a ajuns vinovatul, să zicem. A fost efectiv un ghinion din punctul meu de vedere. Și a dat un pumn. Fostul boxer a căzut fulgerător la pământ. Lovitura i-a fost fatală. Cel care a făcut crima a plecat. Poliția a făcut rost de pe camerele de supraveghere din zona de film și a detectat că e un Ford Transit. Martor la întreaga întâmplare a fost prietenul victimei. Bărbatul admite că amândoi consumaseră alcool. Ca o demonstrație de forță în fața mea. Deci mașina trecea și a dat, deci pe partea dreaptă, pe laterala dreaptă. Dacă vă duceți să filmați clar, să vă vedea mai mult ca sigur. Că a dat un pumn din... că dacă era mai mic o răsunat. Deci a dat ca să-mi demonstreze mie că e șmecher. Familia este în stare de șoc. Al doilea frate, mamă, care moare într-o lună și două săptămâni. Nici oamenii din zonă nu își pot explica tragedia. Șocant, chiar șoc. Șoc. Dar nu știu de ce în timpurile astea s-au ajuns chiar până acolo pentru o nimică sumă în om. De ce te-ai dat jos și l-ai lovit? Puteai să vorbești cu el altfel, să vezi ce s-a întâmplat, dar ești, îți faci dreptate, tu omori oameni, ce faci? Cu ajutorul camerelor de supraveghere, polițiștii l-au identificat pe făptaș, l-au prins la ieșirea din Bacău și l-au condus la audieri. Imediat după ce a fost reținut, agresorul a fost dus la audieri. Însă cu mai multe detalii despre acest caz vine Cristian Cosmaciuc. Cristian, bună seara! Ce se întâmplă acum? Bun găsit! Bărbatul care l-a lovit seara trecută pe fostul boxer a fost reținut pentru 24 de ore, încă de cum au fost finalizate audierile. Însă, date fiind rezultatele autopsiei, imediat după ce își va ispăși pedeapsa, acesta este posibil să fie eliberat până la finalizarea cercetărilor. Bărbatul rămâne totuși suspect în cazul dosarului penal deschis pentru loviri cauzatoare de moarte. Este cu adevărat un caz care le dă de furcă procurorilor care anchetează în aceste momente această tragedie. Și care încearcă să găsească o posibilă legătură între lovitura încasată de fostul sportiv și accidentul vascular cerebral. Victima suferea de diabet și era dependentă de insulină, lucruri care este posibil să fi fost decisive în cazul decesului. Martorii spun că imediat după lovitura încasată, acesta a căzut pur și simplu la pământ, iar în foarte scurt timp nu s-a mai mișcat deloc. Rezultatul medico-legal indică însă faptul că moartea a fost cauzată de un AVC.